Revenind puțin la factorii de risc, grupurile la risc, trebuie să menționez că s-a vorbit de un mamifer care ar putea preferențial să dea această găzduire a COVID-ului cu posibilitatea de transmitere. La un moment dat a fost animăluțul ăsta simpatic din stânga, care se chema pangolin, dintr-o familie de manidee, dar se vorbește și de liliac la ora actuală, deci există un risc care apare din această zonă. Riscul de îmbolnăvire însă și de evoluție severă l-au în primul rând cei vârstnici și cei cu boli respiratorii asociate și aici e o listă întreagă și aș vrea să menționez că oarecum e o competiție între nefericită între comorbidități, unde riscul cel mai mare de sensibilitate și sensibilitatea de a avea infecția și de a evolua sever o au cei cu hipertensiune, cu boli cardiovasculare, tulburări de ritm, cei cu boli obstructive cronice, astm, BPOC și cei cu diabet. Și nu în ultimul rând, trebuie menționat, deși literatura nu abundă, nu are asemenea mențiuni în mod frecvent, mai ales pe zona de epidemiologie, obezitatea, care, sigur, ca și în cazul gripei, este un factor de risc important.